Pastila denumită Flash reprezintă o alternativă promițătoare la medicamente sau intervenții chirurgicale și a fost testată cu succes până în prezent pe porci. Unul dintre avantajele sale este că nu provoacă efecte secundare, așa cum se întâmplă în cazul administrării medicamentelor sau efectuării operațiilor. Va fi eficientă nu doar în cazul celor obezi, dar și a pacienților cu tulburări de alimentație sau alte boli unde slăbirea este obligatorie, ea acționând direct asupra hormonului foamei numit grelină. Cercetătorii sunt cei care au creat dispozitivul care alterează conexiunea dintre nervii stomacal și creier pentru a anula senzația de foame. Atunci când stomacul este gol, se eliberează un hormon care apoi călătorește prin fluxul sanguin către creier, determinând senzația de foame. Pastila electronică va interveni în acest proces. Dispozitivul ingerabil este minim invaziv și este extrem de ieftin, având la bază o baterie ce costă doar $1, deja aprobată de Administrația Statelor Unite ale Americii pentru alimente și medicamente pentru utilizare în alte dispozitive ingerabile. În prezent, pilula electronică Amit funcționează continuu, dar cercetătorii spun că versiunile viitoare ar putea fi pornite sau oprite de la distanță. Deoarece dispozitivul este relativ simplu, echipa Amit speră că testele pe oameni ar putea începe în 3 ani, relatează mesajul.ro.